Aproximativ 30 de elevi de la diferite instituții de învățământ din Curtea de Argeș și de pe Valea Topologului au participat astăzi la cea de-a 5-a ediție a concursului de încondeiat ouă Grigore Balota. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului în colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului din Comuna Cepari. Ne-am propus ca prin organizarea acestui concurs, pe de o parte, să putem să păstrăm și să transmitem tradițiile legate de arta încondeirii ouălor. Pe de altă parte, ne-am propus ca prin organizarea lui să descoperim copiii cu talent în această artă a picturii și nu în ultimul rând, prin organizarea acestui concurs, dorim să aducem în sufletul fiecărui copil participant un strop de bucurie din bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ideea organizării unor activități artistice în preajma marilor sărbători creștine vine din necesitatea de a apăra valorile culturale și religioase tradiționale și de a le insufla elevilor repere sănătoase ce le vor fi de folos pe parcursul vieții. Simbolul roșu, culoarea roșie, înseamnă sângele și jertfa lui Hristos, care este făcută pentru răscumpărarea vieții. E foarte interesant acest simbol, oul, pregătit vizual și palpabil pentru fiecare dintre noi, simbolul învierii și bucuria și frumusețea este că de Paști se pregătesc gospodinile minunate, aceste ouă roșii și prunci, un eveniment fără pereche, nepereche, putem spune, și s-a păstrat de la începutul, de la Iisus Hristos și este o mare bucurie, mai ales când se înroșesc ouăle, sunt folosite, adică se mănâncă de Paști. Tot dragul, adică coparticipi la jertfa și bucuria învierii lui Hristos. Elevii care au participat la concurs au primit câte un ou de lemn, iar timp de o oră și jumătate au putut să se exprime liber. De când eram mai mică, am fost la clubul copiilor și îmi place ceea ce fac. Este pentru prima dată când particip la concursul de încondeiat ouă? Este prima dată și mi-a plăcut. Este foarte frumos că avem ocazia să ne arătăm talentul, să creăm în stilul nostru, să încondeiem ouă. Unde ai învățat să pictezi? Eu am învățat când eram mică la cercul de pictură culoare și vis. La finalul evenimentului, toți elevii au primit diplome de participare, iar câștigătorilor le-au fost oferite premii din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Locul întâi a fost ocupat de Cătălina Din, elevă la Școala Generală Mircea cel Bătrân din Curtea de Argeș.